Bă, băieți, cine mănâncă de la KFC să, 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 zică pe chat, frate? Cine mănâncă de la KFC? Sau a mâncat o dată în viață? Bă, nu cred că există unul care n-a mâncat. Adică poate există, nu, ce să zic. Eu, 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 toată lumea, da? Deci toată lumea a mâncat de la KFC pe chat. Bă, băieți, haideți să vă explice fratele vostru că mănâncă de la KFC ce se întâmplă. Mă duc și eu acum cu prietenii mei, nu mâncasem, bă, cred că 12, 12 ore, efectiv eu n-am mâncat 12 ore, și acum când nu mănânci toată ziua și ai avut treaba toată ziua și ai fost ocupat, ai plecat, ai fost, te-ai dus cu bicicletele, nu știu ce, bă, nu mai bă, efectiv, am băut numai apă, băi, efectiv n-am mâncat toată ziua. Pe la vreo 7-8 seara, tu să se știi la mine la blocul unde stăteam înainte, ha mă să mergem la un KFC, mă vreți? Bă, toată lumea, două, fată, două, 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 până la mea aveam 50 de lei. Acum ce pot să-mi iau de, la, de 50 de lei la KFC? Pula mea, niște aripioare de alea picante, adică nu aripioare uh, uh, cum, cum, se numesc? Uh, mama, mama, nici nu mai țin minte de când am mâncat de la KFC Că mai bine de 2 ani de când am mâncat de la KFC uh, KFC uh, uh Chris de alea crisp, chips, chips, Nu știu cum se numesc, crispy dale, de alea, mă rog, în fine crispy strips, nu, nu, pot să zic, nu știu de ce Așa, niște crispy de alea Bă, fate, mâncați și pe nu știu, este așa spicy, știi ce zic? Nu știu dacă spicy înseamnă Spicy înseamnă iute sau sărat? Dulce, sărat? Nu știu ce înseamnă spicy, cred că iute înseamnă. Mă rog, în fine, never mai uh, am mâncat niște, niște aripioare de-astea, cum a venit de la, de la uh, iute. iute, am zis bine, picant, mă rog, iute, am înțeles, ok. Iau niște crispi de-astea, cum a venit și a zis, cum sunt astea de la KFC, mâncam așa la voastră. Bă, nu știu ce pun mă mâncați așa pula dacă cred că pun niște morfină până în ele aici, de bun, Nu știu, bă, băda bă, da, sunt picante, rău de tot, mă, fată, eu nu mănânc picant. Deci eu nu mănânc, că nu-mi place mâncarea picantă deloc. Nu-mi place picant deloc, deloc. Înțelegi? pentru că nu știu, țin că îmi ia gura foc, sufletul. Eu sunt genul de persoană care dacă mănânc picant, trebuie să mănânc, trebuie să mănânc foarte multă pâine și să și să beau airan. Ați ați băut airan? E un fel de lapte de capră. Ăla îți, îți ia din îți ia din crispy, ăla, și ce zic? Da, exact, 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 exact. Mă la la KFC, ce poți să bei? Cola, sau mă rog, Pepsi, nu știu cu ce au ei colaborare uh, Sprite, ai văzut așa? Bă, mi îmi plăcea foarte mult Sprite-ul înainte sau se Up Bă, credeți mi am luat un Sprite sau se Up Nu știu ce se de la KFC, nu mai țin minte, nevermind. Uh, mi am luat un Sprite Sau 7 Up, chiar nu mai țin minte Mă rog, ce contează, așa? mi am luat un meniu, nu, două meniuri de 6 aripioare sau 12 Nu știu, cred că au fost 12 în total Bă, am mâncat 12 aripioare alea după, mă rog, 12, 12 uri de la pieptul de, de pui, gen. Bă, așa. Și ați văzut, bă, ce mănânci când be o gură de aia de Sprite? Încercați vă dată cu aia și râgâiți. Bă, mâncați și plata. Te simți ca ultimul dragon. Bă, știi dragonul ăla din, din, din Game of Thrones? Eu sunt. Eu sunt dragonul ăla din Game of Thrones. Mâncați și plata. Bă, cu aia, bă, să-ți flăc, frate, ești nebun la cap. Bă, cu aia, dacă, bă, tu știi cum să face evacuare la gât? Să mă faina, dacă nu-ți face... Știi, bă, deci efectiv, credeți-mă pe cuvânt, mă, frate, bă, deci eu când râgâi, și mănânc de la KFC, bă, simt că am 400 de grade în gură, mâncați așa și până aici, nebun. Păi dacă e sugera unul pula după ce, după ce am mâncat taripiarele la crispy, ești ,ですね, nebun, pe ea de nebunii pula lor, ești nebun, are 90 de grade pe pula direct. Ești nebun la cap, aveți mă, nebun la cap? Pe bune, dă te mă, de ești nebun, îi dă cu popcorn. Să moară băieții. Bă, dar să vă spun că a doua zi cum e la curul meu, a doua zi la curul meu e vulcanul după Fortnite, băieți. Credeți-mă pe cuvânt, mâncava și pula asta. Dacă vezi cum mă ustură curul a doua zi, bă, coaie, bă, ce vorbești, mă, că mă cac face rata ta ta băi, cui, băi, bă, 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 ce evacuare cu de la mașină mâncați și am popcorn la curiș de bun. Bă, coaie, că am stai și trei la curiș de bun când, când, mă cac de la KFC a doua zi, băi, zici că e pe vulcanul, coaie, mă ustură găoaza mă ustură găoaza de nu mai, de nu mai pot, bă, de mor, bă. Bă, deci nu suport să mănânc la KFC și de mun pe numai pentru a doua zi că mă cac. Bă, mă cac o săptămână să mă usure găoaza cu aia în continuu. Bă, bă, zici, bă, zici că mă arde pe dinăuntru. Bă, nu știu ce, bă, zici, bă, se curăță tot canalul cu aia, ca cum ar, ca și cum ar desfunda ăștia civili de la canalizare, bă, cu aia. Bă, exact așa mă simt pe cur. Bă, fată, n-ai cum să mănânci atât de picant. Bă, și sunt unii oameni care zic că eu nu mă cac asta Bă, te morți, mă, de ce stomac ai tu cu aia să nu te caș picant? Bă, bă, vi s-a întâmplat să vă usure curul după ce mâncați picant? Nu neapărat la KFC, dar pe bune? Bă, mânca pe la pula voastră, credeți-mă pe cuvânt. La mine este vulcan la cur. Bă, eu am vulcan la cur. Nu știu cum să vă explic. Mânca vă și aș pula voastră. Da, da, nu, nu, nu. Cum nu mă mâncați și pe? Băi, frate, ce goaze aveți, mă, frate? Aveți goaza din, din titanul, din nichel? Din ce goază aveți, mă, Nu vă usură cur, mânca vă și la asta. Vă băgați, vă băgați urt în cur de nu vă cur. Nu vă înțeleg. Nu vă înțeleg. Mamă, mă ustură oaza, deci ești nebun, bă, ustură și si și degetele, că mă, și si și degetele, că mă de căcat în șervețele și nebun la cap pe bune, frate, ești nebun, deci mă cu curul de mai pot, vă două, trei zile, mă cac mai picant în continuu, frate. Ești nebun? Mamă, și o diarie, da, dacă ai o diarie, îmi cer scuze că sunt mai scârbos, așa știi cum a venit așa de verde, dacă ai o diarie, dar se așa pe picior, Băi, eu simt cum mi se duce a văzut odata când vă căcați și când aveți o diarie, ca ai văzut că se duce mai jos de găoază, te ating așa cu ele. știi ce zic? Știi ce zic? Știi ce zic? Știi ce zic? Când îți atinge diaria aia, că se așa pe picior așa un pic și se atinge așa cu găoază, cu, cu coaie, cu de toate și te zic că de scârbos este, vă, mâncava și pe E, credeți-mă că mănânci la KFC și ai și o diarie de asta mâncați și pula ta. Ai de pula mea. Ai de pula mea. Să se întinde așa pe picior să mă usă de două zile de cauza la diaria aia. Credeți-vă că nu e combinație. Mâncai? Poftă mare, frate, dacă mâncai. Ce să zic? O porție de, de diarie să fie pe găoaza ta acolo, pe, pe gura ta. Bă, m- am spus, eu nu mănânc picant. Deci eu nu mănânc picant și nu-mi place picant deloc, 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 deloc. Pentru că simt că, fai de până mai, sunt spicy la cur. Deci pe bune, nu, nu. Eu de asta nu mănânc, mie îmi place foarte mult kfc Dar nu pot să mănânc și să beau cola aia aici, de bun Mă, dacă dau pe, pe mi-a gâtul foc în primul rând. Da, să știți că am, am văzut un, un, studiu pe care l-am văzut pe Discovery. O, oh, dracu, bă, ce aveți? Că n-am nici nu prin Discovery. Ești nebun la cap, că e, e prea de canalul ăla pentru mine. Uh, am văzut un studiu de ăsta cum m-a venit, fără ca acum. Că dacă mănânci picant, este foarte bine pentru, pentru, digestie, să zic așa, știi? că este bine că arzi nu știu ce chestii, știi cum am venit. Și că este bine să mănânci picant din când în când. Adică așa este. Nu știu dacă știți și voi de chestia asta, dar na. Pe bune, pe bune, pe bune. Nu am nimic eu cu picant, da am să uh, Da, pe bune, chiar așa e. Dacă mănânci picant, ci uh, că e bine pentru digestie sau pentru ceva. E foarte, e foarte, bine să mănânci din când în când. Dar ultima dată când am mâncat picant, a fost acum foarte, foarte mult timp. Picantul este bun pentru potență și virilitate. Mâncați și pe la ta, George, dacă ți-a luat pula de dimineață când mă trezesc, bă, fraților. Nu știu dacă vi se întâmplă, dar trebuie să vi se întâmple, ca așa este normal și omenesc. Pula vi se dimineața, nu? Adică, bine, mi se scoala pula și nu neapărat dacă e dimineața, mi se scoala pula oricând, știi? Adică după ce dorm mi se scoala pula oricând. Eu mereu am erecție, niciodată mi se întâmplă să mi se cuce pula, știi? Adică la modul pe bune. și Nu știu, eu am o pulă dimineața mâncată și pula ta de bat cuie cu ea aici de mun. Dacă bată masă cu ea, pot să bat orice aici de mun. Am o pulă, bă, să moară băieți, dacă nu ești de mun, bă, e tank. E tank, ești de mână Poți să stau un pulă, poți să fac flotări în pulă, de mână e beton, de mun. e tank, e baros, e ce vrei tu, e ciocan. Înțelegi? Deci dimineața, dacă n-ai pula trezită, înseamnă că ai probleme rău de tot. Bă, vi se întâmplă dimineața, bă, când vă pișați, să vă pișați peste tot, mâncava și pula voastră. Să vă pișați peste tot, bă, cu aia pe gresie, pe toate alea, pe, pe bă, cu mi se întâmplă de fiecare dată cu aia chestia asta. Și acum e o dimineață de fiecare dată când mă piși unde credeți că se pișe fratele vostru cu... Pentru că de fiecare dată când te piși dimineața, ai pula sculată și ai văzut primul lucru că te trezești, trebuie să te piși, că pula mea, asta e chestia. Se pișe fratele vostru în ghiuvetă, mâncava și pula voastră. De ce până să mai mă opiși în, în ăla, să dau, să dau pe jos și toate astea? Cum o piși în ghiuvetă, îmi e la nivelul meu cu aia. Înțelegi? Și mă opiși în ghiuvetă cu de tău, cu apa acolo dată drumul și mă opiși acolo. Haide! <hide> Ciocan, ești de cap, ciocanul băieți, ciocanul! Da, nu știu, la mine este la nivel, adică la mine ghiuveta e exact la coile mele, știi, gen? Adică, nu știu, și așa, și să-mi țin așa coaile deci. Nu știu, nu știu dacă ați observat, dacă treceți într o perioadă stânge din toate fata, nu știu, dacă, uite, dacă vă, uite, dacă vă duceți cu voastră pe strand, și dacă vi se scoală bă, dacă găo, 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 auzi, asta. Nu stiu dacă știți de la rece. Uh, am uitat ce vreau să spun. Păi zi la voastră pe de la rece. Nu mai știu despre ce vorbeam. Mă, mă ce blanc, mi-a luat, mi luat 404 cu aia, nu mai știu ce vreau să spun. Mi-a luat blanc în pula mea. Cu aia, erori 404 în pula, nu mai știu ce... De ce efectiv, se strâng coile, se scoală așa. Că se face șarpele mic la aprece. Da, mă, exact, în pula mea, așa. Bă, nu știu de ce. Deci mi a luat pentru o secundă, mi a luat blanc, așa, nu știu de ce. Bă, am avut așa un, flash, un flashback de la așa, așa, pur și simplu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu ce a fost în capul meu, știi? Gen, pur și simplu l am mai putut să mai spun chestia asta, știi? Dacă vă la cu prietenile voastre pe, strand uh, și aveți pula, pula tăciune, credeți-vă pe cuvânt, fugiți neapă așa, știi, chiribusă, și știi cum a venit, fugiți în apă și duceți-vă înapoi și stați acolo un minut, că vi se curcă pula înapoi. De la rece, întotdeauna ți se culcă pe de strânjenitoare, să ai atâta să mergi așa, cu atâta pe ștrand, știi ce zic? Adică e mai ok, știi cum a venit să, să, faci asta așa. Că na, pe strand, ce, po să, ce poți să, ce să faci tu ca român pe ștrand? Te duci ca să înnoți, gen, sau ca să te relaxezi un pic și ca să te uiți la goazele, la femei, în pula mea, haide! Sau pentru alții, la bărbați. Acum nu știu, e destul de nasolă situația asta pentru că trăim în 2019 și generația din 2019 este un uh, public modern. Nu știu, eu nu sunt cu bărbații, eu sunt cu femeile, dar na, credeți-mă că pe cuvânt și eu, nu știu, și eu am femeie, o iubesc foarte mult, dar n-am de ce să mănânc încăcat. Și eu mă uit după alte femei. Adică la modul, dar mă uit și atât, înțelegi? Adică am o limită. Pe mine nu mă interesează mai mult decât femeia mea, știi? Dar pur și simplu e omenesc. să suntem noi în... în, în în situația noastră de feline, de fiare, nu știu de cum veți voi să spuneți, știi? Să te uiți după femei, că așa suntem noi bărbații, până la mea, știi? Toți ne uităm cu aia. Nu mă uit după alte femei că sunt de față cu prietena mea. Alte femei că sunt de față cu prietena mea. Înțelegi? Adică mi se pare urât. Ce în pula mea tu ești cu iubita ta, în pula mea cu nevasta la, la mol și te uiți după goazele. Uuu, ce goază are aia, știi? Mi se pare urât, adică e o chestie de bun.